Salutare, pitici! O să vă citesc în această seară o altă cărticică din seria prietena mea Connie. Se numește Connie face prăjituri. Așa că, la sfârșit, dacă o să vi se facă poftă de prăjiturile lui Connie, să o rugați pe mami mâine să faceți prăjituri. De? O să vedem! Este a treia oară când Connie o roagă pe mama să facă prăjituri. Însă mama n-are timp și nici chef. Dar Connie dorește foarte mult să facă prăjituri, deși mai este timp până la Crăciun. Mama o amână mereu pe Connie până a doua zi. Uneori motivează că trebuie să se ducă cu Iacob la doctor. Alteori trebuie să meargă la cumpărături. Nici de data asta nu poate, fiindcă acum fratele ei, Iacob, doarme. Mama ar vrea să se odihnească puțin. Și Connie ar trebui să doarmă, deoarece cu o zi înainte a fost bolnavă, a făcut febră. Dar Connie nu e deloc obosită. Să doarmă mama. Oare nu putem să facem singure prăjituri? Ce zici, Miau? Connie îl ia pe Miau de pe pat. Motanul o privește plin de reproș. Se făcu sechem și stătea atât de bine. Da, o vedem aici pe fetița Connie, care o roagă pe mami să o ajute să facă prăjituri, dar mami nu are timp. Connie își caută cartea de bucate ilustrată. Nu este pe raft, nici pe masa de scris. În cele din urmă, o găsește tocmai pe fundul cutiei cu jucării. Connie ia cartea și intră pe neauzite în bucătărie. Motanul Miau se furișează în urma ei. Speră că va primi ceva de mâncare. În carte, Connie găsește imediat rețeta pentru fursecurile ei preferate. Sunt imagini cu tot ce are nevoie pentru a face prăjitura. Făină, zahăr, unt, două ouă și bombonele pentru ornare. Connie găsește în frigider ouă și un pachet de unt. Așează cu grijă două ouă pe masa din bucătărie. Bombonele pentru ornare se află pe raftul cu condimente, iar făina și zahărul sunt în dulapul de bucătărie. Ca să ajungă la ele, Connie trebuie să se urce pe un scaun. După ce le-a luat, Connie sare de pe scaun, ținând într-o mână punga de zahăr și în alta punga de făină. Însă se lovește de masa de bucătărie și un ou se rostogolește și aterizează plos pe jos. Noroc că mai sunt ouă în frigider. Connie așează pe masă zahărul și făina. Miau gustă oul care a căzut, dar nu-i place. Preferă să se ducă la castronelul din care mănâncă de obicei. Connie ia un șervețel de hârtie și șterge oul de pe jos. Ce alunecos este, Connie aruncă șervețelul murdar la gunoi. Totuși, podeaua rămâne puțin alunecoasă, dar Connie pășește cu grijă. Vedem cum s-a rostogolit oul și s-a spart aici, da? Jos pe podea. Unde a ascuns mama formele de prăjituri? Connie caută peste tot în dulapul de bucătărie. Dă la o parte toate cratițele și tăvile și aproape că a dispărut cu totul în dulap când mama intră în bucătărie. Ce faci acolo? Întreabă ea. Iacob s-a trezit și el și vine somnoros în urma mamei. Fac fursecuri, o lămurește Connie ieșind din dulapul de bucătărie. Ea îi arată mamei ingredientele. E tot ce au nevoie pentru fursecuri. Și Iacob s-a trezit acum, așa că mama nu mai are nicio scuză. Acum mama se bucură că nu a dormit mai mult. Connie nu are voie să umble la cu singură la cuptor. E prea periculos. Mama o ceartă un pic, dar apoi îi dă din sertar formele de tăiat prăjituri și spune că vine să o ajute. Trebuie doar să-i schimbe scutecul lui Iacob. Dar unde este Iacob? Mama se uită de jur împrejur. Oare s-a dus din nou să se culce? Mama îl caută în dormitor, iar Connie în camera de copii, în camera copiilor și în salon. Dar Iacob nu este nicăieri. În cele din urmă, îl descoperă în dulapul de bucătărie. Stă acolo și ronțăie bombonele de ornare împreună cu motanul Miau. Mama ia pachetul din mâna lui, apoi îl duce la baie să-l spele. Între timp, Connie își pune șorțul de bucătărie, aduce un vas mai mare și pune în el o jumătate de pungă de făină. Deodată își amintește că trebuie să cântărească și să cearnă făină. Așa face mama de fiecare dată. Connie pune făina pe talerul cântarului. Imediat bucătăria se umple de praf alb. Noroc că mama se întoarce. Îi arată lui Connie cum să citească indicația cântarului. Acura arată puțin peste 480 de grame. Connie ia o lingură de făină. Acum,
Acul cântarului arată chiar 480. Conii toarnă făina într-o sită mare. Ea scutură sita deasupra vasului până când cerne toată făina. Mama pune cratițele și tăvile înapoi în dulapul de bucătărie. Iacob o ajută și aduce forma de tort. Aceasta s-a rostogolit până la castronelul din care mănâncă miau. Conii lovește cu grijă oul de marginea vasului. Acesta rămâne întreg. Ce ciudat! Adineaur când a căzut pe jos s-a spart imediat. Conii încearcă din nou. Lovește tare oul de colțul mesei. Albușul dă să iasă afară din nou, iar Conii îl pune cu greu în vas. S-a prelins un pic din el. Mama îi arată lui Conii cum să lovească ușor oul de marginea vasului, apoi cum să desparte cele două jumătăți de ou și să toarne conținutul în vas. Conii e roșie în obraj de concentrare. Cu mâinile pline de făină, își dă la o parte părul de pe față. Cu ajutorul mamei, Conii cântărește untul și zahărul. Toarnă zahărul în vas și taie untul în bucățele mici pe care le pune peste celelalte ingrediente. Frământă amestecul cu ambele mâini. La început simte făina catifelată, granulele de zahăr, oul alunecos și untul moale și gras. Dar curând aluatul devine neted și doar un pic lipicios. Mama spune că ar trebui să mai adauge puțină făină. Acum aluatul nu mai este lipicios. Conii îl frământă. În scurt timp aluatul este gata. Mamei îi spune că aluatul trebuie să se odihnească la frigider înainte de a fi întins. Și Conii vrea să se odihnească, dar mai întâi trebuie să se spele bine pe mâini. Apoi începe să răsfoiască împreună cu Iacob cartea de bucate ilustrată. Peste puțin timp scot aluatul din frigider și continuă prepararea. Mama presară făină pe masă, iar Conii întinde aluatul cu sucitorul. Este destul de obositor. Conii a transpirat. Își suflecă mânecile plovărului. Faptul că s-a prins aluatul de mânici nu o deranjează pe Conii. Mai rău este că aluatul se tot lipește de sucitor. Mama presară făină pe sucitor. Acum aluatul se poate întinde bine. Foaia de aluat devine tot mai mare, aproape că nu mai încape pe masă. Miau vrea și o bucățică de aluat, dar mama îl dă la o parte. Conii începe să decupeze fursecuri în formă de steluță, inimioară, lună și diferite animale, chiar și o formă de pisică. Iacob se cocoță pe un scaunel ca să decupeze și el fursecuri. Mama are grijă ca băiețelul să nu mănânce din aluatul crud, fiindcă nu este sănătos. Mama tapetează o tavă cu hârtie de copt, iar apoi, împreună cu Conii, așează în ea figurinele de aluat decupate. Curând tafa e plină de inimioare, stele și pisici. Mama dă drumul la cuptor, iar când acesta este încins, pune tava înăuntru. În timp ce fursecurile se coc, mama prepară o glazură din suc de lămâie și zahăr pudră. Conii întinde o altă bucată de aluat și continuă să decupeze figurine împreună cu Iacob. Primele fursecuri sunt gata. Mama le scoate din tavă. Întreaga casă miroase învietor. Conii unge fursecurile cu glazură și le ornează cu bombonele colorate sau bucăți de ciocolată. Și Iacob presară bombonele pe fursecuri, dar nu reușește să le împodobească așa de frumos precum Conii. Conii e fericită că mama se ocupă acum de restul de aluat. Ei, e foarte ocupată cu ornatul. E foarte obositor să faci prăjituri. În sfârșit, mama începe și ea să decupeze aluatul și să orneze fursecurile. Din ultima bucată de aluat, Conii face un fursec uriaș pentru tata. Când tata se întoarce acasă, găsește pe masă fursecuri proaspăt scoase din cuptor. Mama a făcut cafea și ciocolată caldă, așa că pot lua masa în tihnă la lumina lumânărilor. Tata gustă fursecul uriaș și îi place mult. E delicios. Nu-i vine să creadă că însăși Conii a pregătit singur aluatul. Sunt cele mai bune fursecuri pe care le-a mâncat vreodată, spune el. Conii e fericită. În cele din urmă, motanul meu primește și el un mic fursec în formă de stea. Probabil că i-a plăcut mult, fiindcă nu a lăsat nicio firmitură. Iar aici, la sfârșitul cărții, pitici, avem rețeta de fursecuri, fursecurile preferate ale lui Conii.
480 de grame de făină, 320 de grame de unt, 160 de grame de zahăr, 2 ouă, se coc circa 10 minute la cuptor cu aer cald la 150 de grade. Acesta este rețeta de fursecuri. Poate vreți să o încercați mâine, pitici? Somn ușor!